În data de 27 septembrie, Consiliul Local din Nicolau Mare s-a reunit în ședință ordinară. În ordinea de zi avem astăzi 13 puncte cu 3 puncte la completare. Punctul numărul 13, aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli a Secției Botan pe anul 2023. Da, aici o să încerc să vă explic ce s-a întâmplat. Motivul principal pentru care noi facem această rectificare la Botan este prezentată suma totală de 237.000 de lei. Motivul principal este dat de un litigiu pe care l-am avut cu Braicata. Firma Braicata a avut clase, camioane, sediu și așa mai departe închiriat la Bosan. Nu a plătit absolut niciun leu. Noi am acționat în instanță. Am câștigat în două procese și datoria și penalitățile. Penalitățile fiind mult mai mari decât penalitățile fiind mult mai mari însăși datoria. Datoria era de vreo 300 de milioane și penalitățile erau de vreo 2.300.000. În acest context au fost dezbătute și votate cele 18 puncte de pe ordinea de zi. Ședința de Consiliu Local a lunii septembrie din acest an, ședința ordinară, a avut loc astăzi la sala de ședințe. Am avut 18 puncte pe ordinea de zi, din care ponderea cea mai mare a punctelor de pe ordinea de zi a fost legată de vânzarea terenurilor concesionate, vânzare directă, după cum știți, pentru cei care nu știți, vreau să vă reamintesc că terenurile pe care le avem concesionate am dat posibilitatea tuturor celor care au concesionat terene, după construirea locuințelor sau obiectivelor economice, să poată fi cumpărate. Legislația permite și prevede că vânzarea acestor terenuri se face în baza unui raport de evaluare însușit de către Consiliul Local, fără licitație publică. Noi avem în varianta asta cel puțin 130-150 de terenuri de-a lungul anilor care au fost vândute către proprietarii clădirilor. Un alt punct important pe ordinea de zi a fost legat de Clubul Sportiv Unirea, în ideea în care am aprobat reluarea activității secției de tenis de masă din cadrul Clubului Sportiv. Noi am avut această secție înființată, ulterior ea a fost desființată sau s-a întrerupt activitatea practic, pentru că doamna profesor care era la vremea respectivă și se ocupa, n-a mai dorit să continue această activitate. Noi am aprobat astăzi reluarea acestei activități. În scurt timp vor să fie invitați toți copiii care doresc să activeze în cadrul Clubului Sportiv Unirea pentru această activitate. Și în contextul ăsta a fost numită doamna Adina Balog, doamna profesor Adina Balog, care se va ocupa de secția de tenis de masă. Iar cel mai important punct de pe ordinea de zi a fost legat de rectificarea bugetară. Aici am avut o parte pentru primărie și Consiliul Local ca și rectificare bugetară, iar cealaltă parte a ținut de spital. La partea de spital, la rectificarea bugetară, discutăm de niște bani veniți pe proiectul Minimis, bani veniți din partea Consiliului Județean, cu ajutorul cărora se va cumpăra aparatură medicală pentru spital, iar în cadrul rectificării bugetare de la primărie am primit bani europeni rambursați pentru proiectele din fonduri europene de reabilitare a școlii generale numărul 1, partea de fațadă și cele două grădinițe din Sân Nicolau, Petru Maior și grădinița nouă de pe strada Decebal. Tot în cadrul rectificării bugetare am aprobat bani pentru mobilier școlar la două clase, este vorba de clasa a doua din cadrul școlii generale numărul 2, școala gimnazială numărul 2, iar la școala generală numărul 1 s-a înființat o clasă 0, în plus față de anii trecuți, și la una dintre școli și la cealaltă au fost clase în plus față de anii trecuți, banii n-au putut fi prevăzuți la început de an, nu este nimic, pe care de consecință noi am aprobat să se cumpere mobilier nou pentru ambele săli de clasă. Cam asta ar fi, să zic foarte, foarte pe scurt, ceea ce a ținut de rectificarea de buget. Deciziile luate în cadrul ședinței pot fi urmărite și în cadrul emisiunii Sân Nicolau Azi, emisiune care va prezenta în detaliu ședința de Consiliu.